Salut! Numele meu este Cosma Levi. Welcome to the Wings of Rom and Podcast. Ok, astăzi vom vorbi despre un subiect pe care l-am dezbătut de nenumărate ori. În discursuri telefonice, la seminarii, la workshop-uri, mă rog, la congres, la conferința națională de dans, la absolut toate evenimentele posibile. Și așa cum mulți alții fac, și eu urmăresc cam tot ce se întâmplă pe social media, Instagram, Facebook, TikTok, pentru că nu-i așa, învățăm și din succesele altora, dar învățăm și din greșelile altora. Și astăzi am văzut o postare care pentru mine personal a făcut istorie. Și este o zi istorică pentru dansul din România, din păcate, din punct de vedere negativ, și o să vă zic de ce. Deci, revenind, am văzut o postare în premieră, o postare istorică, pentru că astăzi, nu știu dacă, cred, eu cel puțin așa am văzut, pentru prima oară am auzit termenul de workshop MTV commercial. Scuzați-mă, nu pot. Ok, să revenim. Va fi foarte funny episodul ăsta. MTV commercial. Stil de dans. We met B-boy Joseph in Atlanta, GA. Hi, Joseph. Sir. Start the music. Has he started yet? Yeah, I'm pretty sure this is it. Nu. Nu. Ca și multe altele care sunt enumerate în cadrul multor competiții din România. De ce au apărut aceste denumiri ca fiind stiluri de dans? Pentru că atrag oameni, pentru că atrag participanți, pentru că atrag taxe. Și de obicei, de ce se întâmplă acest fenomen? Pentru că sunt foarte mulți coregrafi sau instructori care sunt la început de drum. Și cei care ar fi în posturi de a educa, de a învăța pe cei care sunt la început, abordează cumva o atitudine puternic negativă, o atitudine mult prea dură. Și atunci, respectivele persoane care și-ar dori să învețe de altfel, sunt convins că și-ar dori să învețe, cumva se retrag. Și atunci inventează tot felul de escapade din astea în spatele unor stiluri, alte stiluri, care nu sunt stiluri, doar ca să-și evidențieze munca. Pentru că e normal, toată lumea vrea să participe la competiții, la competiții de dans. Exact același scenariu este valabil și pentru MTV commercial. Și pentru că la stil între ghilimele, că nu este și o să vă explic și imediat de ce, a apărut, în opinia mea, de fapt, inițial știu că au fost unele competiții care au abordat acest stil de dans ca fi, nu stil de dans, scuzați-mă, categorie, ca încercând, nu știu, să fie ca un fel de definiție, coreografii făcute de artiști de renume mondial, pop, hip-hop, disco, house, care în videoclipurile lor aveau anumite coreografii care au devenit worldwide cunoscute și puteau diferiți dansatori sau diferite formații să imite respectivele coreografii și să le expună pe scenă și arbitrii să le jurizeze. Dar în timp a devenit cu totul altceva. A devenit un așa zis, repet încă o dată și o să spun de fiecare dată același lucru, un stil, între ghilimele, pentru că mulți au început și au prins drag și dragoste față de acest stil, și anume hip-hop sau umbrela street dance, și pentru că nu au găsit cumva susținere pentru a învăța, pentru a studia, au hotărât de ei pentru ei să învețe așa cum știu ei mai bine. Și pentru că la competițiile din România, de multe ori apar arbitrii cunoscători, nu s-au
înhăitat să participe la, la stiluri corecte și au optat pentru MTV Commercial în ideea în care să fie o escapadă pentru ei. Acum, de ce nu este MTV Commercial un stil de dans? Și nu este. MTV Commercial, deci orice stil de dans, și cred că orice profesionist din domeniul dansului îmi va da dreptate atunci când spun că răspunsul la întrebarea ce a fost prima oară, ou sau găina, din punct de vedere al întrebării ce a fost prima oară, dansul sau muzica, este clar că prima oară a fost muzica. Da? Și muzica a fost cea care ne-a îndrumat la mișcare. Și atunci, în funcție de anumite ritmuri, anumite instrumente, anumite versuri, un anumit mod de a compune muzică și de a crea muzică, a generat un anumit stil de dans. În ceea ce privește MTV Commercial, ce a generat acesta? Nimic, pentru că, repet, nu este un stil. Iar cei care spun că păi e muzica artiștilor care apar pe posturile naționale și internaționale destinate muzicii și așa mai departe, țin să le spun că, Nicki Minaj, Cardi B, Lil Wayne, Eminem, Tupac, Dr. Dre, Snoop Dogg, hip-hop, ok? Armin Van Buuren, Tiesto, whatever, sunt house. Pitbull, dacă vreți, și alți artiști din domeniu. Practică un fel de party pe parte de dancehall. Sunt artiști care practică afro, jazz, funk. Deci toate stilurile astea de muzică generează un anumit stil de dans, care are o anumită categorie, evident. Pe partea de MTV Commercial nu există așa ceva. Deci, efectiv, nu există așa ceva. Alt punct important care confirmă faptul că MTV Commercial nu este un stil de dans este că nu are o bază, nu are o tehnică, nu are un vocabular al mișcării, al dansului sau dansuri sau o coreografie bazată pe anumite tehnici și mișcări de bază. Bun, un alt punct. Legende, să zicem, sau inițiatori sau fondatori, nu există așa ceva. Adică dacă e să spunem despre MTV Commercial, campionatul mondial de MTV Commercial sau Cutărică care vine să predea workshop de MTV Commercial sau un anumit fondator, există pe popping animation, există pe jazz, există pe popping, există pe locking, există pe ballet, există pe contemporan, există pe vogue, există pe o grămadă de stiluri care sunt stiluri. MTV Commercial nu are așa ceva. În același timp, persoanele sau, mă rog, postarea pe care am văzut-o azi se exclamă mare și tare că pentru că noi educăm. Need a big boy, pull up 20-inch blades like I'm Lil Troy. Now it's everybody flocking, need a decoy. Shorty mixing up the vodka with the liquor. G-Wagon, 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 all the housewives pulling up. Îmi doresc să înțeleagă lumea că prin acest podcast sau prin postările mele sau așa mai departe, nu e vorba despre hate, nu e vorba despre a transmite vreun mesaj negativ, este vorba despre pur și simplu educarea corectă. Eu consider că aceasta este dezinformare și este o anumită formă de manipulare pentru că sună bine, pentru că sunt foarte mulți, așa cum am spus și la început, sunt foarte mulți adepți, sunt foarte mulți coregrafi și dansatori care cumva, într-un fel sau altul, se ascund în spatele acestui stil pentru că ei consideră că nu au fost acceptați în comunitatea hip-hop sau în comunitatea dansatorilor de street dance sau de către coregrafi sau de către persoane care sunt importante în acest domeniu în România în acest moment. În același timp, aceleași persoane declară noi nu ascultăm de lumea rea sau, mă rog, o chestie de genul acesta. În 2021, lumea rea a devenit lumea profesionistă, lumea care a investit și care într-adevăr cunoaște, lumea care, pentru că, virgulă, cunoaște, poate să-și exprime un anumit punct de vedere just, cu fapte, cu adevăruri din domeniu și atunci dintr-o dată devine o lume rea. Pentru că ce este cel mai ușor să faci? Deci să manipulezi o masă de necunoscător. Dar necunoscător nu este o problemă, pentru că așa cum am spus și la început, a fi la început, a începe de undeva, nu este deloc o greșeală. Dar în același timp, repet, este ușor de manipulat. E ca și cum ai lua un copil de 6-7 anișori înainte să meargă la școală și tu ca și părinte sau prieten sau unchi sau naș sau așa mai departe, începi să-i dai tot felul de informații
denaturate. Adică 1 plus 1 egal 3, ce vine după A nu vine după B și așa mai departe. Și copilul te crede pentru că n-are ce să facă. Soluția la final. Așa cum am spus. Bun, rămâne întrebarea că de ce se organizează? Cine participă și care sunt alternativele, să zicem așa. Se organizează pentru că, așa cum am spus, atrage participanți. You've been dancing your whole life. I know. Show this fool up. Walk up in the thing. I be on my game. If it's competition, I put them to shame. Please don't steal my style. I might cuss you out. What you doing now? I did for a while. Booty booty claps. Flying across the map. Lambo on the block. Looking like a snack. I show you how I do it. Show you how it's done. Don't look for another. Mult mai mulți participanți, aș putea spune, decât categoria de street dance sau unii zic categoria urban sau unii zic categoria doar hip-hop. Mă rog, asta este un alt subiect de dezbătut. Și atunci, dacă organizatorii de evenimente, pentru că există acest factor de business în orice eveniment, în orice competiție, în orice festival. Factor de business cu care eu nu am o problemă și sunt convins că mulți nu au o problemă, atâta timp cât balanța este măcar... Așa. Ok, măcar echitabilă, adică 50% artă, 50% business. Chit că eu sunt undeva fan al ideii de 70% artă, 30% business, dar hai să zicem măcar să fie undeva la 50-50%. Dar atunci când se depășește, atunci evident se promovează această latură de hai să vedem ce categorii, pentru că, repet, nu este un stil de dans MTV Commercial, ce categorie atrage cei mai mulți participanți. Asta este motivul pentru care se organizează și se ține cumva cu dinții de el. Și dacă organizatorii de evenimente promovează sau postează, oamenii, coreografii, dansatorii vor participa. Bun! Și acum, înainte de concluzia finală, dar tu, Levi, de ce ai organizat? Pentru că și tu ai pus, inclusiv la competiția ta Encore și la Romanian Dance Competition online și inclusiv la Nymphea Dance Competition ai partea de MTV Commercial. Da, corect. Pentru că vreau să îi atrag, dar cu scopuri nobile. Cu scopuri pozitive, adică să le explic exact de fapt despre ce este vorba. În sensul de nu am o problemă să participe, este ok, tranziția nu poate să fie bruscă. Pentru că e vorba și de business-urile lor și așa cum am spus, școlile de dans sunt mult mai importante și coreografii sunt mult mai importanți decât organizatorii de evenimente. Pentru că de la ei începe, dacă muzica a început și după aceea a venit dansul, așa și cu competițiile. Degeaba organizezi competiții de dans dacă nu ai o platformă, dacă nu ai o comunitate de dansatori, de școli de dans. De aceea vă consider mult mai important cei care sunteți coreografi, instructori și aveți școli de dans și respectiv dansatorii care participă, pentru mine sunteți cei mai importanți, de aceea aveți foarte mare grijă de munca voastră. Bun, dar revenim. Eu am organizat și voi organiza și la Nymphea Dance Competition fără niciun fel de puncte negative, fără niciun fel de idei de mamă, o să ne taxeze la Nymphea dacă... Nu, absolut deloc. Vor fi jurizate conform unor criterii speciale pentru respectiva categorie, pentru că, repet, nu este un stil, da? Și în același timp va fi și o informare despre acest, mă rog, despre această categorie MTV Commercial. Deci, a atrage și a informa ce este corect, ce nu este corect, ce este bine, ce nu este bine, este un pas bun, este un pas benefic pentru dansul din România, un pas pe care, din păcate, prea puțin îl fac, dar am început să simt în același timp că sunt unii care reușesc să facă acest lucru, motiv pentru care nu pot decât să-mi ridic pălăria în fața lor și să îi aplaud. Bun, și atunci, pentru că am ajuns la final, de ce, adică ce
ce s-ar putea face? Una dintre soluții tocmai v-am dat, adică să se organizeze evenimente și să participe oameni la respectiva categorie, dar mă rog, oameni, dansatori, formații, școli de dans și așa mai departe, și să fie informați de către oamenii avizați. O altă soluție ar fi ca cei care sunt în măsură, cei care cunosc, cei care au învățat ani de zile, cei care au investit ani de zile, cei care cunosc detaliile pe parte de street dance, să zicem, pentru că marea majoritate a celor care participă la MTV Commercial, să fim serioși, practic fac o formă a stilurilor street dance. Poate nu cea mai corectă, poate nu cea mai bună, dar ca să nu subiectivizez, să nu vorbesc despre mine, cei care fac un anumit stil de street dance la un anumit nivel ridicat, hip-hop, breakdance, vogue, whacking, locking, popping, crump, house, dancehall, afro, să îi privească cumva cu respect pe toți cei care doresc să practice una dintre aceste stiluri, să-i ia cumva sub umbrela lor sau sub aripa lor protectivă, dacă vreți să spuneți așa, și să-i ajute să-i învețe ca să ajungă la un nivel în care nu vor avea o teamă de a participa la competiții special dedicate, adică cu un stil corect. Și atunci consider că s-ar începe cumva transferul de la o categorie care, de la un stil care nu există, către ceva ceea ce este corect. Și a treia soluție care îmi vine așa pe moment este inclusiv organizatorii de evenimente să facă acest lucru și să-i direcționeze și efectiv să-i informeze despre faptul că, dragilor, uite, asta este situația cu MTV Commercial, de fapt nu există stilul ăsta, este doar un paravan în spatele căreia s-au ascuns foarte mulți de-a lungul anilor și bla 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 și așa mai departe, am explicat deja de-a lungul acestui podcast. De asemenea, voiam să zic și revin partea de dans model, de fapt până au existat în paralel și înainte de ideea de MTV Commercial a existat și latura asta de dans modern. I do this at the end of class, every class. I hit here, and I hit here. Sometimes I vary it. I'll give them a ba. They look at me like I'm crazy, but then they know this right here is me. And then I give them the peace. I'm out. La prima ediție a Congresului Național de Dans, desfășurată la Moiciu, unde a fost invitat și domnul Horațiu Cherecheș, alt membru al juriului la Nymphea Dance Competition în luna octombrie, a explicat foarte clar care este ideea cu termenul de dans modern și faptul că acel dans modern care se practică la, mă rog, palatele copiilor sau în alte medii bune și benefice pentru dans de altfel, dar nu tot timpul profesioniste, să spun așa, au abordat latura asta de ideea de dans modern și tot așa a fost un paravan an de zile, dansul modern fiind, sau ideea de modern fiind un termen abordat în balet. Nu intru foarte multe detalii, persoane ca și domnul Horațiu Cherecheș știu mult mai bine despre acest lucru, veți avea ocazia și la Nymphea să petreceți timp cu el și să întrebați despre aceste aspecte, inclusiv la workshop-uri, inclusiv la cina oficială și de-a lungul competiției. A fost din nou a lot of fun să înregistrez acest episod al podcastului. Dacă aveți orice fel de comentarii sau nu sunteți de acord cu mine, sunteți oricând bineveniți să scrieți comentarii la acest video. Puteți să-mi dați sfaturi, puteți să scrieți despre topicuri pe care să le abordăm. Și dansul este un domeniu unde trebuie să fim informați. Cei care deja au ajuns la un nivel îi sfătuiesc să fie puțin mai cu brațele deschise, să fie mai acceptanți față de cei care sunt la început, să-i ajute mai mult pe cei care sunt la început. Vă mulțumesc din suflet că ați fost alături de mine și în acest episod. Vă doresc tot binele din lume. Make it count! Și dacă ți-a plăcut acest episod, dă și tu un subscribe aici, că așa o să fii informat despre următoarele episoade, despre ce mai postez, despre ce mai vorbesc, despre comentariile altora. E mișto, cred. Adică crește frumos comunitatea, așa cum ziceam. Tu
poți să asculți, nu neapărat trebuie să urmărești fața mea, poți să dai un subscribe. Mersi, bă!